în piața Mihai Viteazu a avut un protest al taximetriștilor. Iar noi stăm de vorbă cu domnul Iulian Ciucă, președintele Asociației Naționale a Patronatului Operatorilor de Transport în regim de taxi, filiala Craiova. Vă mulțumesc, bună ziua, și vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm în direct pe Jurnal de Craiova. Vă mulțumesc că ați acceptat și că vrem să discutăm unele lucruri care cei care ne urmăresc nu au nicio idee, poate, sau eu știu, au doar câteva cunoștințe de demersurile dumneavoastră, de ceea ce vă doriți de fapt. Haideți să începem cu protestul. De ce protest? De ce protest astăzi în piața Mihai Viteazu? Da, în primul rând, bună ziua, mulțumim de vizită, bună ziua noastră și tuturor celor care vă urmăresc site-ul și ne urmăresc în momentul de față. De ce protest al taximetriștilor în Craiova? Este de fapt un protest la nivel național, este de departe cea mai mare mișcare al taximetriștilor, cred că din ultimii peste 10 ani, 15 ani, când a fost ultimul protest de un asemenea nivel. Deci este o manifestare a taximetriștilor, a tuturor taximetriștilor din România. A fost simultan în peste 30 de localități de orașe din România. Iar la noi, la Craiova, personal am un sentiment de, pot să spun, de reușită și de mulțumire, datorită faptului că, eu zic, am dat un exemplu de ce înseamnă civilizație, ce înseamnă a conștientiza că, până la urmă, primul pas este cel al dialogului, și cred că această cale a dialogului și a comunicării va duce către un rezultat pozitiv pentru activitatea de taximetrie, atât pe plan local, cât și la nivel național. O activitate sufocată, și duc discuția către răspuns la întrebarea noastră, o activitate sufocată de o entitate, aș putea să spun, o pusă în legalitate, între ghilimele, din punctul unora de vedere, dar de fapt în ilegalitate, printr-o lege 204, care a aprobat o ordonanță de-a dreptul distrugătoare pentru activitatea de transporturi cu taxiuri din România. Mă refer, iată, la acea ordonanță 49 din 2019, care, dacă nota de fundamentare ducea și explicita că va aduce un beneficiu sociale și economice, se pare că după 4 ani de zile de practică vedem contrariu, adus de fapt către un dezastru total și către desfințarea transportului cu taxiuri în România. O să intrăm și în amănunt, să spunem, dar haideți să spunem că v-ați întâlnit în piață, ați mers să discutați cu autoritățile, dumneavoastră ați mers la domnul prefect în primă... Da, este pentru noi, vă spun sincer, de departe este o surprindere în bine, faptul că, așa cum vă ziceam, dacă astăzi în toate orașele din România, pe undeva au fost mai agitate spiritele, la noi, la Craiova, din fericire, datorită dialogului extraordinar, o comunicare și o deschidere surprinzătoare, nu ne așteptam să fim așteptați și de doamna viceprimară, la Filip. Așadar, avem deschidere către dialog. Eu consider că o să avem și sprijin, pentru că, vă spun, autoritățile publice
că sunt de-a dreptul străine de situația noastră. Noi ca și activitate suntem, aparținem autorităților publice locale, noi aparținem primăriilor. Suntem de fapt, noi suntem o alternativă de transport, o alternativă de transport la transportul în comun, public local. Deci suntem mai primărie și, da, într-adevăr, primăria astăzi ne-a așteptat, cu toate că noi aveam, de fapt, doreanța noastră duce către Guvernul României, către prim-ministru și implicit către reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul prefect. Bineînțeles că în persoana și domnul prefect a fost prezent, a fost deschis. Pe undeva, cred că de data asta a fost cel mai echilibrat moment de dialog și de a ne expune. Mi s-a dat posibilitatea, ca să vă spun, într-un mod foarte frumos, foarte civilizat, mi s-a dat posibilitatea să prezentăm situația noastră destul de gravă, destul de gravă în taximetrie. Haideți că dumneavoastră nu doriți să-i spuneți pe nume și prenume, mie îmi place să spun lucrurilor așa. Uber și Bolt au venit, iar regulile lor, să spunem, nu sunt chiar atât de nici nu că se apropie nici pe jumătate față din ce aveți dumneavoastră ca taximetrie. Vreau să spuneți doar să spuneți, doriți să scăpați de cele două No, eu vă întreb pentru că unii vor spune, ăștia vor să scape de ei, ăștia vor să fie doriți să, și o altă întrebare care vreau, că știți foarte bine situația, ce ați dori ca cele două entități să facă și nu au făcut până acum? Adică care ar fi propunerile dumneavoastră cu privire și la dumneavoastră, dar și la ei? Ok. Vedeți dumneavoastră, lucrurile stau în felul următor. Noi vorbim aici deja vorbim despre o lege. Vorbim despre o lege greșită, neconstituțională, o ordonanță dată de un guvern la vremea respectivă care, culmea, a înțeles și a interpretat într-un mod invers o hotărâre a Curții Europene de Justiție. E o... Da, ca și la România, totodată te apucă... Dorerea de cap. Da. Noi nu avem nimic cu numele unor platforme digitale. Nu asta ne interesează pe noi. De fapt, pe noi ne interesează faptul că Guvernul României a venit și a pus încă un transport care este identic. Iertați-mă, este aceeași activitate, este de fapt un transport tot cu taxiurile, pentru că se desfășoară într-un mod clar asemănător. E adevărat pus cu subînțeles și nimic clar, de fapt, în acea ordonanță nu este sânță, deci nu se înțelege nimic pe armea. Nu avem, nu știm ce înseamnă, poate să se numească și altfel, nu neapărat că, nu știu, Uber, Bolt și mai departe. Până la urma noi vorbim de o lege, 204, vorbim de o ordonanță care dă dreptul să vină, nu două, poate 10, câte ori fi, platforme digitale, se numesc operatori de transport alternativ, se numesc operatori de platforme digitale, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă aceeași activitate de taximetrie. Dacă în taximetrie există operatorul dispecer, operatorul de transport și taximetristul, iată că în partea cealaltă există operatorul de platformă digitală, există operatorul de transport alternativ și, bineînțeles, șoferul, care este atestat pe regimul închirierilor de închiriere cu șofer, un întregat. Care este diferența? Dacă, într-adevăr, dacă suntem o țară membra Uniunii Europene și trebuie cumva să conlucrăm în legislație, să ne supunem anumitor legi comune ale Uniunii Europene, dar asta nu înseamnă
că atâta timp cât în România exista activitatea de transport urban cu taxiuri încă din 2003, dacă Uniunea Europeană a venit și ne-a spus că este ceva nou, mai inovativ, care ajută la dezvoltare socială și economică, da, ok, să vină, dar avem deja activitatea. Este deja activitatea de transport cu taxiuri, luăm ce este bun de acolo și creăm într-adevăr un cadru legislativ comun, așa cum se și numește un cadru comunitar în cadrul unei uniuni. Vedeți, asta aici a fost marea ruptură, a fost momentul în care activitatea și legea 38 a fost condamnată și iată la un termen destul de scurt, în câțiva ani de zile, suntem ca și desfințați, sunt mii de taxiuri care în țară sunt deja, stau în parcuri și nu se mai pot folosi. Sunt zeci de mii de locuri de muncă rămase, oameni pregătiți profesional, în adevăratul sens al cuvântului, care nu își mai pot câștiga pâinea din această profesie, și anume a șoferului de taxi. Bun. Deci, concluzia este că noi nu avem nimic, nici cu, poate să numească oricum, Uber, Bolt, orice alt nume, noi avem ce avem cu această lege numită în România transport alternativ. Păi transport alternativ suntem și noi. Transport alternativ la transportul local în comun. Da. Bun. Am rezolvat și această speță, adică vreți să spuneți... Iertați-mă să mai vorbim sau bănuiesc că și asta este sunt niște aspecte foarte, foarte destul de arzătoare, să mai vorbim de modul diferențial, clar în favoarea între ghimele tale. Deci este vizibil... Nu, eu vă întreb cu subiect și predicat. Fac o concurență neloială firmelor de taxi din toată România? Da sau nu? Este un da vizibil de la dincolo de Estonia și de Olanda și de America. Da, este o concurență imensă. Imensă. Ar însemna, ce să știți destul de bine, știe toată lumea, se vede prin felul cum practică un tarif, se vede prin felul cum, prin modul cum a fost gândită legea lor, da, să zic așa între ghilimele, cum sunt ei autorizați. Prin faptul că noi suntem limitați să avem un anumit număr de ani la vechimea mașinii folosite, să avem un anumit număr de autorizații calculat demografic, deci la numărul de locuitori din fiecare localitate. Noi nu avem voie să avem, nu știu, un geam puțin mai închis să nu bată soarele clientului, ei au voie. Noi trebuie să fim proporționați așa ca o sorcovă și, bine, pe bună dreptate că așa este legea 38, ei nici măcar nu știm în trafic dacă organele de control, instituțiile și structurile Ministerului de Interne, Speță, Poliție, Rutiere ar porni să facă un control, nu cred că ar reuși să controleze pe cine. Sunt doar câteva care folosesc niște scrisuri. În rest, nu poți să știi care este o mașină civilă și care este, da, am spus de numărul nelimitat. Ok, ce facem? Unde să ajunge? Că până la urma urmei, logica transportului public urban se bazează pe un număr de locuitori. Bun. Fapt pentru care s-a stabilit o medie în legea 38, câte taxiuri trebuie să fie într-o localitate în funcție de număr. Păi imaginați-vă, așa cum am mai spus-o, dacă este să ne gândim la profitabilitate și la avea un serviciu de transport cât mai bun față de clienți, cum poți să mai faci când la un moment dat câștigul se va împărți la zeci de mii, la mii de taximetriști, da? Vă dați seama că nu le va mai ajunge nici măcar să-și alimenteze mașinile și implicit
nu se vor mai putea face investiții ca serviciile să fie cel puțin în ritm cu nevoile clienților. Deci vreau să vorbim de investiții, pentru că este un lucru foarte important pentru mine și vreau să le explic și celor care vor urmări acest video. Dumneavoastră, la ce perioadă sunteți obligați să schimbați parcul auto și care este diferența asta? Pentru că eu, din câte știu, este o diferență. Iar diferența asta contează foarte mult, în primul rând, pentru siguranța oamenilor. Este foarte important. De ce aduc acest lucru în discuție? Pentru că oamenii comandă, dar ei nu știu de fapt și de drept ce comandă. Vă răspund, fără să mai dezvolt prea mult, în legea 38 pentru taxiuri, mașina trebuie să aibă, la data autorizării, să nu aibă mai mult de 10 ani vechime de la data fabricației, atenție, cu vizare la 5 ani și cu toate celelalte acte, anual, agriere și toate cele, metrologie și tot ce înseamnă documente și obligații, toate pentru siguranța consumatorului, clientului. În partea cealaltă, 15 ani, fără nicio regulă, să zic așa, poate să fie mașină și cu volan pe dreapta și cu volan în portbagaj, iertați-mă, experiență, nu are importanță cine cum face, poate oricine să-și obțină un atestat de rentă, care foarte simplu, doar cu o minimă, să zic așa, îndemânare și un cunoaștere ce înseamnă o mașină și un pic de trafic urban. Cam așa stau lucrurile. Noi, cam la 5 ani, da. Ei la 15. Cum au autoritățile locale, cum ați perceput dumneavoastră discuția cu autoritățile locale, pentru că este foarte important, vor mai exista alte întâlniri? Una mi-a așteptat. Vor mai exista alte întâlniri? Așteptat de bună. Aveți de gând să, să veniți cu îmbunătățiri? Care este situația? Care sunt pașii următori? Da, v-am spus și mă repet, știți cum, noi am zis când am pornit manifestul ăsta, am zis cel puțin cineva să ne deschidă o ușă, pentru că noi am înțeles foarte bine, taximetriștii din Craiova, am înțeles foarte bine ce înseamnă acest prim pas pentru a reuși să îndreptăm lucrurile, iar acest prim pas l-am făcut foarte echilibrat și exact așa cum trebuie și unde trebuie. Adică ne-am îndreptat către reprezentantul guvernului în teritoriu, către domnul prefect și implicit instituția prefectura din Craiova, deci nu aveam motiv să, nu știu, să deranjăm și să facem așa un tantam pentru ce oamenii și populația, locuitorii Craiovei, la oameni sunt problemele cotidiene, nu cred că la câte are fiecare de zi cu zi, mai trebuia și acest să fi făcut ceva, cum a fost în orașele din țară, în ideea în care noi de fapt trebuia să mergem la prefect să mânăm petiția și fundamentarea noastră și am fost, v-am zis și mă repet, am fost plăcut, surprins și să fim așteptați și de reprezentantul primăriei în persoana doamnei viceprimar Rela Filip. Am înțeles că se știa și doamna primar de faptul că noi o să facem un manifest, un protest. Asta nouă ne dă încredere și a rămas un dialog și o ușă deschisă. Chiar am stabilit cu doamna viceprimar ca în săptămânile, în perioada imediat următoare, să vedem în funcție de cum sunt și activitățile la nivel de primărie, să mergem la un dialog și cu doamna primar, dacă se poate, dar cu doamna viceprimar, pentru că, într-adevăr, dialogul și comunicarea ne-a lipsit foarte, foarte mulți ani. Acum, implicit în toată această perioadă, s-au adunat fel și fel de probleme, lucrurile se mișcă,
lucrurile se dezvoltă, evoluează și, într-adevăr, și noi avem foarte multe lucruri de rezolvat, foarte multe să spunem, avem, de ce nu, și planuri, idei de dezvoltare a activității noastre. Deci, în principiu, lucrurile stau bine. Suntem pe o cale bună, o cale de dialog și avem o grămadă, o mulțime de lucruri să le punem așa în discuție cu autoritățile noastre publice locale. De fapt, în situația de față, eu personal consider că autoritățile publice, primăria în speță, trebuie să ne fie un partener și un aliat în lupta asta noastră, pentru că sunt afectați în egală măsură. Investițiile în transportul public local, așa cum știm toți, nu este un secret să o spun eu, că în Craiova se investește foarte mult în transportul public și vă spun așa, ca un calcul. Ce se va întâmpla dacă în momentul de față deja s-au ajuns pe 3.000 de mașini autorizate pe transport alternativ? Așa? Ce vom face? Ce rentabilitate, ce profitabilitate o să mai aibă și transportul public local? Deci sunt niște întrebări la care noi o să încercăm să găsim niște răspunsuri, de fapt și niște soluții. Acum activitate alternativă, da. Acum mă pun, fiind un avocat al transportului alternativ, trebuie să fac și pe asta. Nu vă supărați, dar unii colegi de-ai dumneavoastră au mașinile foarte prost în privința igienei, să spunem, nu sunt curate deloc, sunt murdare, vorbesc urât, vorbesc la telefon, adică comportament. Veți face, veți încerca să faceți ceva în acest sens. Eu vă spun pentru că nu o spun doar eu, este o problemă, dar eu vă întreb ca dumneavoastră, ca fiind președintele acestei asociații, veți dori să faceți și dumneavoastră ceva în acest sens? Da. Bine. Trebuie să fiu, și de fapt cum sunt un om, destul de transparent și sincer. Adică n-aș putea să vă dau un răspuns scurt și să încheiem discuția și doar aici. Ne-a spune că doar orice pădure are uscături. Asta e răspunsul clasic. Da, și aveți dreptate. Avem un minus ce ține de, să zicem așa, între ghilimele, partea asta de comportament. Dar vă spun ca un paradox și v-aș răspunde cu niște întrebări. Ok, dar clientul a luat vreo măsură. Are legea de partea lui. În momentul când te urci și beneficiezi de un serviciu, când cumperi un produs până la urma urmei, e atitudine dacă nu este ok. Noi putem să îndreptăm lucrurile doar în condițiile în care vine de la dumneavoastră, de la client, da? Vine sesizarea, vine nemulțumirea. Noi suntem aici să fim în permanență înștiințați, dispeceratele lucrează non-stop pe același număr de telefon sau în aplicațiile, în platformele și pe această cale trebuie să aducem în discuție că și taximetria tradițională pe G38 este dotată și a dezvoltat niște platforme extraordinare. Sunt aproape identice. Așadar, vine de la dumneavoastră, vine și de la client în primul rând, sprijinul ăsta să îndreptăm lucrurile. Domnule, te-ai urcat în taxi, nu este ok, poți să nu-i plătești. Se face sesizare la autorități. În primul rând, sesizare la firma de unde aparține taxiul respectiv. Ai atâtea drepturi și posibilități, dar dacă te-ai duce să iei un produs stricat, nu-l iei, îl refuzi. Și uite așa, pentru noi ar fi un sprijin. Pe de altă parte, autoritățile noastre trebuie să-și facă datoria, pentru că eu ce ține de mine fac. Pleacă de la mine, dar de fapt el acolo trebuie corectat. În câmpul muncii. Ori dacă poliția și jandarmeria, în momentul când și orice structură de control, domnule, ai văzut că fumează, care e mașina murdară și toate aspectele astea, cineva trebuie să pună în aplicare legea. Legea pedepsește aceste, să zicem,
apucături sau, mă rog, păi da, dar, ce ați spus dumneavoastră? Păi da, dar haide să vă spun că ultimul tarif a fost modificat acum și ultimul înainte acestea de 15 sau de 20 de ani. Adică regulamentul regulamentul trebuie și ăla updatat în zilelor noastre. Într-adevăr, aici dumneavoastră văd că ușor, ușor nu lăsați nimic, vreți să stoarceți de la mine tot. Da, într-adevăr, în perioada ce va urma, ne vom așeza, așa cum am spus că avem pentru prima dată dialog și deschidere, ne vom așeza la masă cu primăria Craiova și vom îndrepta și vom actualiza, de fapt, multe probleme în ceea ce privește activitatea de transport cu taxiuri. Aveți sprijinul autorităților. Astăzi, autoritățile, mie unul personal, în nume propriu, mi-au dovedit că pot. Aveți autoritățile, veniți cu un regulament și atunci eu vă spun că și activitatea, și clienții, și toată lumea va fi mulțumită. Da, este adevărat. Este adevărat, dar până la regulament, avem deja, așa cum este regulamentul, avem o lege foarte bine, foarte bine ancorată în realitate și este destul de severă și de strictă. Pot să vă spun, sincer, este una dintre cele mai bine clădite legi în domeniul transporturilor. Cine a trecut prin legea și deschide legea 38, 265 și fel, alte modificări ale legii 38, o să spună, nu o să aibă motiv să mă contrazic, este o lege bine gândită, bine temeiată, foarte bine conturată și până la urmă o lege care pune în practică un serviciu de transport al omului, al cetățeanului în bune condiții. Acum ce discutăm noi, că poate este mașina mai murdară sau poate nu este tehnic sau estetic, astea sunt doar niște particularități care până la urmă omului sunt acolo în curtea noastră și trebuie să rezolvate și n-ar trebui să existe, de fapt. Domnule Ciucă, ne vom întâlni și după ce veți discuta cu autoritățile și veți mai aplica și ne veți aduce și alte informații. Dar eu vreau să-mi faceți o promisiune, eu în nume propriu. În, să zicem, 6 luni de zile veți face un regulament și va fi pus în aplicare pentru cetățenii orașului Craiova. Noi l-avem făcut de mult, în opinia noastră și în hârtiile noastre pe care le tot răsfoim în zile. De ce l-avem? Nu aș putea să promit în nume personal. Deci regulamentul, din punctul meu de vedere, este făcut. Rămâne de văzut cum decur lucrurile, care este agenda, până la urmă, și autorităților noastre, să vedem dacă își mențin atitudinea cum cea de astăzi și vom avea deschidere și dialog, așa cum am repetat, și dacă lucrurile vor fi ca astăzi, eu zic că poate să fie și mai devreme regulamentul la primărie, când o să fie vizibil și adoptat și pus în practică, asta nu mai ține de mine să vă răspund cum știți despre mine. Vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsuri și ne vom revedea cu proxima ocazie. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și doresc sănătate tuturor până la urmă, ca să putem să ne ducem la îndeplinire obiectivele propuse. Vă mulțumesc! Sănătate!